adâncindu-ne astăzi gândirea în înțelepciunea divină și privind totodată către realitatea crudă care ne înconjoară, înțelegem mai mult ca oricând faptul că trăim vremurile grele și periculoase ale finalului de istorie. Atunci când parcă ne pregătim cu toții să tragem ultima cortină peste tot și peste toate. Sunt acele zile întunecate asupra cărora înțelepții noștri înaintași au încercat să ne atragă atenția cu mare responsabilitate pentru că trăim astăzi un timp caracterizat mai degrabă de răutate, de confuzie și rătăcire spirituală decât de bunătate, etică și moralitate. Ce mă face să spun asta și pe ce mă bazez în afirmațiile mele sau dacă am cadra mai bine întrebările, cu ce mă afectează personal? În fapt, o întrebare pe care ai putea să te întrebi și tu însuți. Ei bine, privind cu diligență către trendul postmodern, înțelegem că întunericul spiritual care a cuprins lumea nu este venit din ci mai degrabă este generat și atribuit aprigei noastre abilități de a ne automanipula și de a ne minți singuri în încercarea disperată de a împăca și păstra la oaltă în viețile dominate de o gândire duplicitară, fără echivoc, atât stilul de viață lumesc, păcatele care vin odată cu el, dar și pe Dumnezeu și Sfințenia sa. Din nefericire, gândim de această manieră, fie că ne place, fie că nu, fie că acceptăm sau nu. În fapt, dornic de păcat, omul s-a proțăpit așadar repede la conducerea celei mai frumoase și divine creații, acaparându-o pentru interese proprii. Vorbesc aici despre Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. O lucrare pe care noi am transformat-o într-o veritabilă mașinărie a minciunii, cizelând-o într-atât de mult încât să lovim precis și direct în spiritul omului, reușind să transformăm plăpânda ființă într-un enoriaș modern, docil și conformat principiilor îndoielnice. Privind atent către biserica de astăzi, în general, observăm că sunt zilele cernerii. Acelea despre care Biblia ne vorbea consistent și pe care, în fapt, le așteptam și noi de multă vreme, pentru că ele marchează apropierea sfârșitului alergării noastre. Este timpul în care, precum un meșter iscusiți, Dumnezeu va separa strugurii acri de cei buni. Va pune la o parte grâul de neghină și aurul de tinichelele rugenite și fără valoare în această lumină a înțelegerii Bibliei, toți aceia care ne-am pus în deja în Dumnezeul nostru, ar trebui să ne dăm toate silințele pentru a rămâne vigilent spiritual, alegând să ne ghidăm viața după cuvântul său și după prescripțiile pe care acestea le conține, în detrimentul goanei nebunești după bogățiile iluzorii ale acestei lumi păcătoase și mizerabile. Acolo unde suntem, fiecare dintre noi să facem astăzi toate lucrurile fără cârtiri și fără ezitare, astfel încât la venirea Domnului nostru să fim găsiți fără prihană și curați, purtând cu cinste titlul de copii ai lui Dumnezeu. Încheie acest gând amintindu-vă frumosul îndemn al Apostolului Pavel pe care l-a adresat credincioșilor de pretutindeni. Citez. Prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Fiți bine